Dragilor, ne-am adunat aici împreună cu doi colegi, unii dintre cei mai buni colegi ai mei de aici, de la filmat. Mulțumesc! Deci, chiar a părut sincer. Asta, deci, e plătită? Ești plătită să zici asta? Nu știu nimeni să zic asta, nu, să zici. Nu, dar pun o vorbă bună, să poate îmi scrie și mie mai multe secvențe. Îi avem aici în dreapta, în colțul din dreapta, în colțul roșu. Îl avem pe unul dintre regizorii serialului Adela, Radu Grigore. Hai să ne aplaudă. Și în colțul din stânga îl avem pe... Într-un colț gri, cenușiu. Îl avem pe Andrei Barbu, care este script supervisorul nostru și acting coach. Da. Da, e o... Fără el n-am jucat atât de bine, asta era ideea. Sau poate dacă, nu știu, considerat că joacă atât de prost. Primul joculeț constă într-un set de întrebări pe care vi le adresați. Vi le veți adresa unul celuilalt și să vedem ce iese. Bine. Cine vrea să fie primul? Andrei. Hai să zic. Cu ce personaj din Adela îi merge la Sea Express? Trei repede, nu? Da, repede. Cu nuții. Cu ce personaj din Adela n-ai locui în casă și de ce? Culascu. Și de ce? Pentru că nu știu. Cred că ar fi dificil. Cine face pe toată lumea să râdă la filmări? Vlascu. Vorbeam de... Cine are dreptate întotdeauna la filmări? Eu. Și ce muzică ascultă nuții? Na, depinde acum, de la lăutărească la șlagere românești până la... Avem multe în, să zicem așa, este un întreg medley. Cred că merge și înspre reggaeton, și înspre chestii... Și clasică! Clasică uneori, da. O să vă surprindă, atât avem de spus, să nu dăm din casă, da. Cu cine alegi să petreci în weekend pe o insulă pustie? Cu Lucian, cu Andreea sau cu Nuții? Pot să iau doi? Nu, uite, cu Andreea. Cu Andreea. Da. Spune o expresie pe care eu o folosesc des la filmări. Tu? Da. Nu pot să fac un gest. Sunt mai multe, dar pot asta. Da. Când îi place, când cineva din actori dă o replică fix cum trebuie, este așa, da, care este așa, un fel de drop the mic. Bravo, bun. Dacă era să îi ce întrebare la el, una pe care o folosește Mircea. Și este două. Și e urmată și de... De ce stăm? Da. Hai să facem. Da. Care este pentru tine cel mai amuzant moment de la filmări? Micul de... Dintre toate? Sau în general? Sau cum? Ăla când am fost la Butimanu și am filmat pe Nuții și pe Mitu aia cu beau. Când cântau. Aia da. Ești la premiile Emmy, ții discursul de mulțumire în numele echipei pentru premiul pe care tocmai l-a câștigat serialul Adela și, atenție, Will Smith strigă din public ceva. Ce strigă Will Smith? Nu cred că e în public. Ce se află în pahar atunci când un actor are de jucat o scenă în care nu bea alcool? În care bea alcool, da. Păi poate să fie din asta, când e vorba de vin, e suc din asta de vișine. Sau de struguri sau chiar. Sau de struguri, sau există vin fără alcool. Sau există vin care nu e, ci e rău. E ceva rău. Da. Berea poate să fie, fără alcool. Și când e fric, din astea, nu, e apă cu foarte, foarte puțin sirop ca să dea culoarea aia puțin gălbuie. Asta vă zic de la costă. Dacă e țuică. Dacă e vodka, e apă. Dacă și e... la whisky e iced tea. Da, e iced tea. Spune-le fanilor serialului Adela un secret din spatele camerelor. Da, un lucru ce poate fi spus, nu, că... Nu e bine că îmi puneți mie întrebarea asta. Hai, nu mai da nimic, că poate mai... Nu, spui vreo deci postie. Un secret... nu, uite, pot să zic că, de exemplu,
90% din palmele date în serial sunt pe bune. Da. Cum îți dai seama că o să ai o zi bună la filmări? Nu-ți dai seama. După micul dejun. Dar nu, cred că îmi dau seama de cum mă trezesc, știi? Că depinde, că uneori, știți cum e, dorm mai bine, alteori mai prost și așa. În funcție de cum mă trezesc, cum ajung la filmare, îmi dau seama dacă sunt odihnit și de la prima secvență, dacă am ce să le spun și văd că pot să comunic ușor, atunci înseamnă că e o zi bună. Ce superstiții ai în legătură cu filmările, de filmări? Nu am. Dacă Andreea ar avea 1 milion de euro, cui i-ar dona? Nu i-ar dona. Păi da. În ce casă din serialul Adela ți-ar plăcea să locuiești? Foarte grea întrebare, că nu-mi place nici. Hai zi că știu că la bufet. Cred că în casa lui Mihai. Spune o expresie pe care eu o folosesc des la filmări. Păi am zis atunci de Mircea, hai să facem. Stop! Nu, de fapt Radu face așa. Nu ești. Radu vrea să ia stația și el face, asta e stația, da? Și să zicem că asta e butonul și nu l-apasă. Stop! 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 Mircea! Și finalul este face, așa, lasă stația deschisă, că se aude fâșâitul ăla și nu o să spună stop, face și stop. Deci îți dea și o chestie lugubră, da. Care este pentru tine cel mai amuzant moment de la filmări? Aia când cu nuții și cu Marta de la Butimanu din căzătura. În noroi, da. Ce obiect din serial ai vrea să păstruiesc ca amintire? Păi deja am păstrat. Deja ai păstrat? Da. Ce ai păstrat? Eu din fiecare serial am un felinar, am un elefant, am un cal, am o geantă. Deci bibelouri. Ce? Bibelouri. Un fel de jucărioare. Nu, elefantul e viu. Cred că data asta mi-ar plăcea. Există un gramofon mic de cupru într-una din camere și pe ăla am pus ochii și urmează să... Și asta urmează să te întreb și eu pe tine. Ce obiect din serial ai vrea să păstrezi ca amintire? Hainele. Cred că chestia nu. Deci chestia care a venit nuții la înmormântarea Monei. Eu vreau chestia aia. Da, pălăria aia. Da. Nu știu exact. Ori aia, ori costumul de Statuia Libertății. Încă mă gândesc. Da, costumul de Statuia. Și dacă nu se poate rochia Adelei și ok. Păi care rochia Adelei? Aia pe care a purtat-o nuții? Cum sau? Aia roz. De fapt trebuie să fie... Amândouă ca să mă încapă. Deci aia lui nuții sau aia Adelei? O combinație să îmbrede acolo și să pună fire ca lumea, ca să nu pleznească la cusături. Bun, pentru că ați fost atât de amuzanți și ați răspuns atât de frumos la întrebări. Cum ai intenționat. Va trebui să ne oprim aici, nu mai avem timp să jucăm și al doilea joculeț, pentru că pauza voastră de masă s-a încheiat. Vreau doar să vă cer pe bilețele am. Dar nu poate el, mă, nu poate până nu bilețele. Te sună Elon Musk și îți propune să faceți primul film din istorie filmat integral în spațiu cosmic. Filmul este despre o echipă de astronauți care pleacă în spațiu cu misiunea de a repara un router de internet. Și eu trebuie să mă duc, adică trebuie să mergem acolo să filmăm. Niciodată în viața asta eu nu mă duc. Doamne, apără și păzește. Ce mănânc? Exact, cu satelitul, da. Poate cu satelitul. Aici sunt la filmare, îți vibrează telefonul și răspunzi la telefon în șoaptă. La capătul firului este un vânzător de teleshopping care insistă să-ți vândă uimitorul trafalet antipicurare. Renca Cavi cu mâneare se zic. E de un ce un curier la Andrei. De un ce un curier. Dar s-a întâmplat să nu fie un vânzător de teleshopping, să fie o chestie cu care să mă întrebe de acțiuni, de piața, de capital, dacă știu ceva. Și am ajuns într-un punct în care ziceam, nu pot să vorbesc acum, nu mă interesează, vă rog foarte mult. Ce? Dom'le, dacă vă mai sunați, vă dau în judecată, jur, deci vă dau în judecată, nu mă mai sunați, ștergeți.
numărul ăsta, să nu-l mai ghiți, deci nu. Da. De această notă optimistă, vă spunem că... Așa? Da. Urmăriți sezonul 4 din așa. Adela. 4. Și fiecare cu motiv, vă zic eu așa, principalul motiv este că se termină. Este finalul poveștii. Sezonul 4 este ultimul sezon din serialul Adela. Și un motiv e că deja ați văzut 3 sezoane. Personajele cu care nu ați obișnuit. Adică după 3 sezoane, un sezon în plus, păi da ce? Hai să-l urmărim până la capăt. Gata, opriți-vă de vorbit că se termină pauza de masă, trebuie să mergem să filmați. Da. Atât. Deci vă pupăm!